Ce document aveți acolo, doamnă? Am un răspuns de la Inspecție Financiară cu privire la examinarea plângerii mele care am adresat-o când am fost la Chișinău la întâlnirea cu doamna Maia Sandu, adică când a fost întâlnirea primarilor, în decembrie am lăsat o petiție, o plângere doamnei Maia Sandu. Această plângere a fost trimisă la Inspecția Financiară Cahul și deci a fost efectuată Ei, eu le-ați revizia. încurcat, tot zic că pe 9 decembrie 24 ai trimis mata plângerea asta. Da, o greșit, dar e 9 decembrie 2023. Da. Că i-ți-o răspuns în 24 pentru plângere din 23, nu putea fi din decembrie anul ăsta. Da, Ok. dar ei spun că registrată la 20 decembrie 2023. Pur și simplu e greșeală tehnică. Da. Da, dar ce greșeală, uitați, dacă ați văzut, mie chiar m-a luat groaza. Este un răspuns pe 5 file, dar dintre care se anunță foarte multe încălcări. Eu nu știu, primarul chiar mai poate mai departe să privească în ochii sătenilor. Deci acest control a fost inițiat din perioada, adică efectuat din 1.01.2019 până în 31.01.2023. Asta cât Deci, prima... înseamnă? Ha? Asta cât înseamnă? 4 ani, cam ultimul 4 ani, mandat. da. 4 ani. Dar Ultimul câte încălcări mandat, să... până la ăsta la care a fost ales acum. Da. Deci, începând din 01.01.2019 până în 31 decembrie 2023. Deci, mandatul al patrulea. Dar credeți că încălcările este doar în mandatul ăsta făcute? Ele și precedentele, pentru că nu s-au făcut schimbări în sat nimic. Uitați-vă ce se spune. Se spune, referitor că m-am plâns pe satul european. Inspecția financiară găsește că decizia din 25.07.2023 ne-a afișat în registrul de stat al actelor locale, în rezultatul căreia aceasta este lovită de nulitate absolută. Tot aici eu am prezint cu materialul ăsta, eu mă duc la judecată. Deci am aici ea acte confirmative că decizia asta care nu e publicată pe registru, totuși ea a fost prezentată la ONDRL la 28.07.2023, care ea nu avea forță juridică. Au Dar făcut de ce l-a cheltuieli. judecat? A inițiat mata un proces împotriva cui? În ce fel? Că aici trebuie sesizate organele penale, nu? Dacă au prezentat un document fals, înseamnă că asta e de competența procuraturii. Ce fel de judecată ai? Se află pe rol plângerea mea și aceasta va fi ca completare. Am înțeles, deci mata ai făcut o plângere penală și procuratura a examinat. Da. Și probabil o respins și o ajuns în instanță la judecător de instrucție, dar mata acum ai dovadă că ai dreptate. Da. Curând va fi la judecătorul de instrucție. Am înțeles. Deci Deci... probabil o să trimit înapoi la procuratură să examineze, având în vedere și documentul ăsta nou. Da. Și uitați-vă încă mai departe, în pagina a doua, doar ți-am trimis și mata. În pagina a doua se spune că tot referitor la satul european. Spun că așa, cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat așa, fapt ce nu a asigurat minimalizarea riscurilor, eficiența achiziției, precum și tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu privința tuturor ofertanților și operatorilor economici. De menționat faptul, sumele au fost executate integral. Dar aici iar au o mică încălcare, pentru că el aici spune că el a făcut reparație, adică și achiziții publice de valoare mică, inclusiv și aici are abate. Uitați-vă pagina 2 sus. Mai departe, dar de ce tot consideră valoare mică dacă e vorba de aproape 300 de mii de lei? Sau din perspectiva statului, a guvernului, 300 de mii de lei nu e o valoare mare. Eu Probabil, sincer, așa prevede legea. Eu astăzi acest răspuns al meu l-a văzut un angajat care a lucrat în serviciile publice, chiar a fost președinte al Consiliului Raional Cahul.
Și iarăși aici revizia spune că au fost abateri de ordin estetic, lipsa finisării lucrărilor de placare a tavanului. Mai vede încă ceva? Pe urmă mai spune că privind recept, și mai este încă proces verbal din luna noiembrie 2023 de reparație, așa, lipsește. Nu este procesul verbal de reparație executate la edificiul primăriei. Au fost incluse neîntemeiat lucrări neexecutate. Banii s-au încasat, au fost achitate, dar lambriurile nu au fost instalate. 18 metri lineari de lambriuri neinstalate, în valoare de 4.400 lei. Vezi? Lambriurile poate sunt undeva la cineva acasă. O să vedem ce să stabilească procuratura. A doilea punct, despre fântână arteziană. Țineți minte, eu v-am trimis dumneavoastră câte fotografii și am publicat că fântâna costă 852.000. S-a stabilit că costul, valoarea fântânii arteziene este 1.146.400 de lei. Deci, cu încă 50% mai mult. Dar cum de examinat din 2016, dacă au zis că se interesează doar de perioada 2019-2023? Deci, în contabilitatea lor din 4 ani, dar eu m-am plâns pe mai multe capite, inclusiv și fântâna arteziană. Deci, prin decizia Consiliului din 2013, și acum e 2023, adică au fost, s-au plinit 10 ani de când fântâna stă acolo, noi nici nu știm ce-i cu dânsa. S-a constatat că la data inspectării acest obiect este nefuncțional. S-a constatat lipsa unor elemente de construcție indispensabile, precum funcționarea fântânii din comuna Burlacu, prejmuirea, gardul de protecție și firele electrice, conductorii de racordare la rețeaua electrică, incluse în procesul verbal de recepție a lucrărilor executate cu valoare de 490.000, da? Sau 49.000 de lei. Cablurile cred că sunt de 49.000. Da, da, 49. A, poate și gardul împreună, da. Da, 49.000. Dar fără asta nu poate funcționa fântâna arteziană. Mai departe, uitați-vă ce scrie. Aceasta e important. Din explicațiile primarului rezultă că bunurile sus menționate au fost sustrase. Însă actele care ar confirma sesizarea organelor de drept n-au fost prezentate. Deci, eu am vorbit cu cineva din sat și zice că da, dar noi eram la curățit la vie și am văzut poliție. Deci poliția a fost chemată așa, ea de-a vidul glas, cum zice rusul, numai de unsul ochilor. Însă nu a fost înregistrat un material la poliție prin care să fie scris că la data cutare, în anul cutare, persoana cutare a înregistrat un material, acest material se află la examinare. Iată ce a întreprins măsuri, ce măsuri a întreprins poliția. Deci, iată, uitați-vă, unde e ascuns așa, de săbaca zărâtă, cum spune rusul. Cum puteai, de ce așa bun s-a pierdut, de ce această sesizare, acest apel al primarului nu a fost înregistrat la poliție? Înseamnă că ei ce-au făcut, au mătrășit și nici nu mai știe, este ceva acolo. Deci aici, chiar aici ea ne-a făcut un semn mare, mare de întrebare, cel angajat din administrația publică locală fostă. Mai departe, aici iarăși, și uitați-vă, pe mine, deci 4 ani, 5-lea an, atâta jurătură și atâta insulte și atâta agresiune fizică. Deci eu când am venit consilier, eu am vrut să văd ce sonda. Nu că să văd cum e ai frumoasă sau nu. De ce nu funcționează? Mai departe, ei comunică, și asta se numește neglijență în serviciu. Eu nu știu cum poți tu să spisui 1.000.000 și ceva de lei. Dacă cetățenii vor înțelege, pentru că mă întreabă acesta, fostul, de la căcul persoana cu cine am vorbit eu. Deci, dar consilierii, foștii consilieri, au întrebat de ce nu funcționează, de ce sonda nu funcționează, de ce nu se, banii ăștia nu se valorifică. Cum asta? Ce ați făcut voi cu 1.000.000 și ceva? Voi cu banii ăștia cu 1.000.000 și ceva de lei, era să faceți altceva în localitate. Ce am făcut noi? Ce a făcut primarul? Deci primarul este om bun și gospodar?
Dar logic, uitați-vă, de atâția ani fântâna nu funcționează. Și Pretinsul e oamenii bună n-au apa. apă. Își Mai merită departe. soarta. Ni se Și a spune treia despre... problemă. Așa, a fost încălcări procedurale și deficiențe ale managementului financiar cu admiterea cheltuielilor neregulamentare aferente aspectelor invocate suplimentar de peticionar în cadrul inspectării. Uitați-vă încă, des că aici sunt 3-4 puncte, așa? Punctul 3. Încălcări procedurale ale managementului financiar. Se vorbește despre acești, despre plopii care dărmați astea. Poate chiar așa e mai mitel, nu e așa mare dauna, cum e dauna mare de asta de 1 milion de sondă. Nimeni nu știe. Și toți bani din palme, toți îi ghine și hai să-l mai votăm și nu a furat nimeni, nu a făcut nimic. Mi se spune că au fost aici ia plopi și dărmați la preț de 2.700 de lei, dintre care au fost restituiți 1.200 lei. Încă 1.500 de lei, nu știu cine a să-i deie și nu știu ce a făcut cu plopi și ea. Deci mai puțin de jumătate au putut recupera. Nu știu cum s-a făcut așa. În cadrul verificării privind trecerea la casare a combustibilului, uitați-vă aici la spisuit, da? Cum spune în limba Da, rusă? casare. Da, a combustibilului și lubrifianților s-a constatat că într-o asigurare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ale primăriei, Consiliul nu a aprobat prin decizie regulamentul privind aprobarea numărului limită. Așa? Ceea ce contravine. Totodată nu a elaborat și a aprobat normele de consum pentru utilizarea automobilului de serviciu. Decontarea combustibilului fiind efectuată în baza facturilor fiscale și nu conform foilor de parcurs. Vedeți? Și aici iarăși și a parcursului înregistrat, fapt ce contravine cadrul legal. Aici iară ilegalitate, iar pedeapsă, nu știut. Mai departe se spune, au fost depistate lipsa 11 foi de parcurs. Cum asta? Ai văzut Dispărut. pagina 3? Da? A dispărut. Nu. Mai departe, nerespectând prevederile articolului 16 aliniat 17 aliniatul 1 din legea contabilității, așa, în anii 2019-2023, urmarea depistării parcursului limită stabilit de Consiliul Local și reflectării distanței majorate nejustificată. De conform Google Maps, până la Cahul, 36 sau 37 de kilometri. El punea posibil mai mult. Sau nu, aceea că nu vreau să mă... Și aici spune că reflectat distanța majorată nejustificată în foile de parcurs, vedeți? O distanță mai mare a fost inclusă. Pentru autoturismele de serviciu au fost suportate cheltuieli neîntemeiate în sumă de 49.000 de lei. Urât. Și de ce zici că el acum a fost sfătuit să propună, să anunțe cheltuieli mai mari, consum mai mare pentru mașină, dacă aici inspectorul constată că el a mărit consumul mașinii? Deci el 8 ori 10 cât o declarat e prea mult și mă tot zici că l-a sfătuit să declare încă mai mult. Nu, eu am în vedere că i-au dat un regulament, o instrucțiune cu o prevedere legală, ca Dar să aici înțelegi. constată că a declarat prea mult. Eu chestiile astea nu mă Oricum, se discut. constată că o păcălit și aici. Da. Concomitent. În anii 2019-2021-2023, primăria a majorat nejustificat normele de consum și de combustibil pentru autoturismul de servicii, ce contravine prevederilor legale. Nu, cât am citit, tot am făcut nejustificat, nejustificat. Astfel, suportând cheltuieli neîntemeiate la suma de 700 de lei. Deci nu e mare cheltuie, diferența, o pierdere. Și eu am emis o prescripție și eu zis să rezolvați problema și le-au dat și termen. Până când acolo? Stați că mai departe, în cadrul verificării corectitudinii efectuării de contărilor cu titulare de avans, s-a constatat admiterea neîntemeiată, iar 1.200 de lei. Cheltuieli de
transport compensat personalului aparatului primăriei, urmare a întocmirii concomitente în 24 de cazuri a ordinelor de plasare și efectuare registrărilor în foile de parcurs privind circulația autoturismului pentru aceeași zi și dată și rută. În aceeași zi s-a dus la Cahul și în aceeași zi are și la, adică, cum v-am spus eu, de 24 de ori. Și cu mașina să duc eu, era scris cheltuielile că a fost la Cahul cu angajații și angajații își luau foi de deplasare de la rută. Obraznic. În baza cărora a fost, da, uitați, a fost casat combustibil pentru autoturism de serviciu, ceea ce contravine prevederilor punctului 8 din regulamentul cu privire la delegarea personalului entităților, așa, anexa 1, hotărârea Guvernului, așa, din 2020. Totodată s-a constatat că primăria nu ține evidența legitimațiilor de deplasare. Ce înseamnă asta? Nu știu, dar mă rog. Mai departe, conform contrar prevederilor articolul 2, articolul 2, așa mai departe, și a codului muncii, numărul cutare, legea cu privire la funcția publică și statut funcționarului public din legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, urmare achiziționării serviciilor pentru executarea atribuțiilor prevăzute pentru funcția de contabil șef, ne ținând cont că funcția a fost aprobată în schema de încadrare, primăria, în lipsa recepționării conforme a serviciilor fixate în actul de a suportat iarăși, a suportat neregulamentar plăți în sumă de 156.000 de lei. 156.9 lei, aproape 157.000. Da, sumă mare. Să vedem este ce să zic procuratura. Acum să vedem cum o să dreagă și ei busuiocul, că le s-au dat prescripții să rezolve. Stați că mai este o leacă. E menționat că achizițiilor serviciilor sus menționate în 2022 au fost majorate neîntemeniat plăți, majorate plăți, la suma de 25.000 de lei în raport cu cele prevede. Cui au majorat plățile? Plăți cui? Cere să examinați în Consiliu și majoritatea o să respingă așa cum o respins și cererea mea tale de ieri să o pedepsiți pe secretară și tot cu asta o să rămâi. Așa că contez mai puțin pe oamenii din sat și pe consilieri din Consiliu, cât mai mult contez pe organele de drept, dacă nu cumva și acele sunt incompetente sau corupte. Nu cred. Dar cum poate consilierii să fie de acord cu ei? Înseamnă că și consilierii sunt părtași la furtul ăsta și la mișmașurile astea. Așa are este, da? Eu sunt sigură că Lilica, ăștia ea care sunt, ei poate să sâmbli cu să răgușească, să strâge. Dar puteți-vă și sume. 1.145.000, 25.000, 157. Așteați bani, oameni buni. De ce nu avem noi drumuri? De ce nu ni se fac numai câte 150 de metri de drum? Asta e drum? De ce nu avem drum până la cimitir? De ce nu avem apă? De ce nu avem iluminat stradal? Uitați-vă câți bani, uitați-vă cât e azi, 7 poziții și toate spune că s-au depistat încălcări. De relevat că faptele de ținere Doamne, neconforme... documentul am afișat, îl vede toată lumea. De ce rost are să citim? Poți să-l faci și public, iată, public video ăsta în grup și mă ta publică documentul. Și lasă-l citească persoane. În privința lor, a două persoane au fost întocmite procese verbale de contravenție. Posibil primarului și contabilei. Bun, deci, hai să vedem ce o să zică instanța. Când e ședința ce ai de judecat? Nu știm că până când e la procurorul ierarhic superior plângerea mea. A, și ai zis că ai ajuns în instanță. Încă n-ai ajuns, poate procurorul se întoarcă la rejudecare. Urmează să ajungă, că la procurorul de instrucție, procurorul ierarhic, ieri nu prea face multe modificări. Cam e copie. Să vedem. Poți să-i duci și lui asta. Da, de unde eu știu când mai el poate da cu examinat. Să așteaptă dar ordonanța. Vreau să văd ordonanța, nu mă duc eu pe la dânșe. De acord, păstrează documentul, acum l-ai făcut și public, dacă îți cer cetățenii, fă-l în grup cel public și încearcă să mobilizezi Consiliul, măcar la vară când o să mai examinați,
să dea cu părerea, dacă nu vrea să fie complice cu primarul și cu secretara. Noi suntem obligați asta să examinăm în Consiliu și oamenii se întrebe. Eu însă și reprezint cetățenii. Nu știu ceilalți cum se vor uita în ochii cetățenilor când o să fie de acord cu furturile primarului. Se Dar nu sunt vede. de mine constatate. Sunt constatate de organele de abilitate în această funcție. De acord. De ce el permanent, eu când întrebam, dar nu se discută. Am aici ia cheltuielile la benzină, la motorină, că sunt două unități de transport. Iarăși, de acum îmi dau toate cele, ne dă tot detailat. Dar când am întrebat am întrebat ce ați făcut voi unde ați fost data 23 noiembrie? Iată, 23 noiembrie s-a dus secretara primară 2023. Și ce vă pare? Nu cred eu că primarul asta trebuia să ne-o scris, dar ne-o scris numai secretara, pentru că ea atâta e limboasă și atâta e erudită în a spune minciuni de pârâi pământul. Îmi spune că reprezintă primăria, va duce la cunoștință că conform codului muncii, evidența timpului de muncă angajaților, o duce angajatorul. În atribuțiile consilierilor nu se regăsește această competență și nici de către Consiliul nu a fost delegată această împuternicire. Ia că eu fost delegată această împuternicire de către Inspecția Financiară. N-ați vrut să-mi dați voi datele. Poftim, iată, ți-a oblit Inspecția Financiară. Eu sunt cetățean, eu reprezint, sunt consilier, eu reprezint sătenii. Și atât. Nu vreau să-mi dea nici răspuns. Poftim, oblit Inspecția Financiară. Și o să plătească amenzi, că doi au fost amendați, doi funcționari, probabil primarul și secretara, și încă trebuie să rezolve conform prescripției. Deci și-o lua bubiș cu cui în cap dacă nu a vrut să înțeleagă că trebuie respectată legea și ascultat Tamara Rotaru. Dar nu pe mine, pe toți sătenii, pe toată lumea, pentru că toată lumea Oamenii văd că gen. nu vin nici la ședință, pe oameni nu prea interesează, dar pe Tamara Rotaru interesează. Îi sună ei și îi scriu secret consătenii și ea își bagă viața în pericol, că văd că te amenință, te agresează. Dar cetățenilor nu prea le pasă, văd că. Dar Poate până doar la urmă, celor plecați. vă dați seama, până la urmă Lilica spune că sâmbătă eu când mă întorceam, știți că vorbeam cu dumneavoastră, spune că a zis că eu am urmărit-o și am agresat-o, i-am ieșit înainte, inclusiv și Dimin Gheorghe spune că da, și nici. Da, într-adevăr, eu am văzut o mașină care scobora la vale, dar nici n-am știut, nici n-am văzut că la volanul acelei mașini era Dimin Gheorghe, care e consilier și soțul secretarii. Da, și eu am făcut Și din mână, de eu câte am ori o prins. să vă vadă pe în sat o zică că e urmărit și e hărțuit, doar de dacă sunt paranoici. Dar prin ducă strateză cumva dacă au paranoia, schizofrenie și alte bube. Ați văzut că vorbeam cu Mata când eu Păi mergeam pe chema pax. poliție pentru copaci și tăiesc pe marginea drumului. Acum te iei după capul lor. Hai să vedem ce a zice procurorul și după aceea instanța de judecată și să vedem cum o să dreagă busuiocul cu primarul cu secretara.